Se distribuie etichetele sociale pentru Paște, iar locul și data unde se pot depune cererile sunt deja stabilite. Începând din martie 2024, cetățenii pot solicita beneficiile oferite sub formă de etichete sociale la diverse direcții din asistența socială din diferite regiuni ale României. Care este suma și termenele pentru etichetele sociale în anul 2024? Fiecare etichet pentru alimente valorează în prezent 250 de lei. Între anul 2025 și 2027, această sumă va scădea la 125 de lei. În plus, în timpul sărbătorilor, autoritățile locale vor aloca fonduri suplimentare pentru a ajuta pe cei aflați în nevoie, prin distribuirea de etichete sociale. Începând cu data de 18 martie 2024, cetățenii pot iniția procesul de depunere a cererilor pentru obținerea etichetelor sociale la direcțiile de asistență socială din diferite localități. În mod specific, în Botoșani, acest proces poate fi demarat la sediul Direcției de Asistență Socială de pe strada Săvenilor numărul 12. Beneficiarii acestor etichete sociale sunt pensionarii din sistemul public care au împlinit sau împlinesc vârsta de 65 de ani în cursul anului calendaristic. Eligibilitatea este stabilită în funcție de venitul lunar net și alte criterii specifice, iar documentele necesare includ copii ale actului de identitate și ale cuponului de pensie din luna anterioară. Cine poate beneficia de aceste etichete? Persoanele cu handicap grav sau accentuat care nu sunt instituționalizate, pensionari, persoane invalide, veterani, văduve de război, deportați, foști prizonieri, supraviețuitori ai persecuției politice, eroi martiri ai Revoluției, orfani, cu venituri nete lunare de până la 2053 de lei pentru persoană singură și până la 1386 de lei pe membru de familie, șomeri înregistrați cu sau fără indemnizație de șomaj, cu venituri nete lunare de până la 2053 de lună pentru persoana singură și de până la 1386 de lei pe membru de familie, beneficiari de ajutor social sau de alocație pentru susținerea familiei, victime ale traficului de persoane, victime ale violenței domestice, relatează Antena 3.ro.